ce privește fondurile bugetare, dar ne vom prezenta în fața Consiliului Local un buget rotund, cum îmi place mie să-i spun. Buget rotund înseamnă că am încercat atât nivelul veniturilor cât și nivelul cheltuielilor să fie pe același prag și să încercăm să prindem în condițiile date cam tot ce este important din ceea ce ne-am propus. Bugetul a fost clar grevat de o serie de decizii luate în ultima perioadă. Grevat de o parte de sus la venituri care mi s-au diminuat și aici vorbesc aproape 25 de miliarde de lei vechi, 2,5 miliarde odată cu reducerea celor unor taxe. Sunt o serie de taxe care vin din alea 102 taxe care au fost suspendate sau tăiate de guvern și, bineînțeles, de creșterile salariale care nouă ni s-au dat ca sarcină, dar n-am avut, nu ni s-au dat, nu ni s-a dat și sursă.